siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Ne-am strâns cu toții astăzi la noua mea casă. Aici cu Denis, tatăl de probă, Radu, tatăl de probă, de fapt Denis e tatăl natural, dar în fine tot de probă e, bebelușul de probă, bebelușa de probă care mă împinge și asta este prima noapte, deci prima noapte o să vedem cum este în prima casă, sunteți pregătiți pentru acest challenge, prima noapte în noua noastră casă. Mamă, dar cine-s mai mulțuie ăștia doi de stau lângă mine? Tații de probă. Aoleu, așa urâți! Da! Adică nu să râzi! Cum adică să râzi? Zgăcicii mei! Că-s frumoși, maimuțoi! S frumoși! Ia uite ce bebelușă ți-am adus să fii de probă cu bebelușa de probă! Opa! Ce faci, gagica? Gagica mea de probă! Nu, e bebelușă de probă, nu gagica ta de probă! Ia grijă, băiețașule! Ce ai cu mine tu, fetișcano? Vezi că eu sunt în probă aici. S-ar putea să dormi afară în seara asta. Ia vezi că ești la mine acasă în probă. Ce bebeluș obraznic, firar. Sper să n-am așa bebeluș obraznic ca și tine. Vorbește fata cu ochii bob. În fine, haideți. Omul, vii bebelușa asta. Omul, eu de-a stăpărat rău de tot. Îmi place, gagica e tare. Aoleu, haideți să mergem fiecare în casă și să-mi arătați ce ați făcut, că eu n-am văzut casa de când ați decorat-o. Hai să mergem după voi. Da, care dintre voi știe? Băi, mai buțoilor, care știe hai ce care treaba cu casa? Să pe tați să ne arate. Amândoi știu. Bine, venim după voi. Decoraj. Faceți-ne turul. Aici avem o bucătărie. Da, o bucătărie, un... Așa? Avem un robinet, așa. Mă interesează turtul de comandă, mă interesează pe mine, așa. Avem o cameră pentru copii. Aoleu, ce-ați făcut cu turtul de comandă? Eu vreau aici mare volan să mă plimb cu turtul de comandă. Voi ce-ați făcut aici? Care stă în țarc și care stă în pat, dintre bebeluși? De aici stau eu cu Radu. Unde stau tații de probă? Unde? Și tu stai jos, copilul Clara. Aaa, acolo jos? Stai, băi, maimuțoilor, aici, care e alucare? Stai așa, că nu e așa. Care, cum e aici? Aici stăm noi și tatăl Clara e jos. Ce ai zis când am auzit? Am zis că aici stăm noi și tatăl Clara e jos. Vreau mâncare. Aoleu, vreau mâncare. Eu nu au nimic de bebelușa asta de probă, că asta vorbește mult. Ia zi, băi, albăstrelule, tu. Care-i treaba aici sus? Aici este doamna Clara lui tatăl de probă și jos stă Clara copilul. Da, băi, albăstrelule, dar eu te-am întrebat altceva. Care-i patul tău și care-i al lui ăstălalt? Ăsta-i patul meu albastru. Ăsta-i meu. Patul meu este al lui Radu. Și apropo, da. Am înțeles. Cu ce tu vorbești atâta tu, e bebelușa de probă? Că tu vorbești mai mult ca mine. Ia stai unde ești. Stați-mă, portocalul. Aoleu, vin aici, unde ești? Că te pot una pe tine! Te arunc la pești! Unde ești? Sunt o lămâie, eu sunt lămâia vorbitoare! Unde ești, lămâie? Vin aici! Copii, terminați! Deja îmi faceți peri alb și nu e doar prima noapte! Nu te băga cu părul bov! Ia, tati, nu te băga tu aici! E o discuție între mine și gagica asta care se crede mai șmecheră ca mine! Voi sunteți ca și păi copii mei! Aveți grijă, trebuie să ascultați de mămica voastră. Ascult, ascult, bă, nu ascult. Nu mai cometa. Eu nu ascult de mami. Unde ești? Unde ești? Unde ești, bebelușo? Unde ești? Unde ești? Niciodată, ulitule, portocalul ți-ești. Urâta, unde ești? Când te pământa pe tine, te arunc la pești. Unde ești? Ce ai să-mi faci tu? Taților, de probă. Două palme de zboli până în portocalele tale. Radu, Denis, pune-i la respect pe bebelușii. Ce te faci cu copiii? Sunt neascultători cum sunt acum. Ia Clala! Pedepsește-i! Clala! Eu nu știu unde-i bebelușa asta, băi, eu nu mai înțeleg nimic. Aude, de unde vorbește? Clala. Te-ai ascuns în canal, unde? Te-ai băgat în șosete? Clala! Fii cu minte și ascultă pe mama ta. Așa Clala! Așa trebuie să fii cu minte, nu trebuie să fii așa. Și bebelușa de probă... Clara!
Bebelușul de probă, să fii ca... Auzi, măi, dea, dea, Cicicu, măi, ăsta, dea, dea, dea portocală, maro, fii atent aici. Unde-i fata asta de tu vorbește cu noi? Bebelușa asta de probă, unde-i? Că nu o văd, unde s-o ascuns? S-a băgat la tine, păpuci? Măi, eu nu sunt bebeluș de probă, tu ești, înseamnă că nimeni nu te vrea bebeluș de portocală. Oh, nu o văd! Radu, ascunde. Radu, tatăl de probă, Radu, te rog, pune-o la respect pe bebelușa asta. Unde ești? Aoleu, auzi tu după aia! Îi spun mamei! Te pun mâna pe tine, stor tot zeama din tine. Auzi că scoate zeama din mine. Vino aici la turnul de comandă. Să ne întâlnim la turnul de comandă. Dacă ai tupeu, te ascunzi în dulap. Unde ești? Nu vorbesc cu lămâile. Sureaua, unde te ascunzi? Mă ascund aici, mă bag în dulap. Dacă nu-și când iese haț, sar și dau bucata. Clara. Bebelușul de probă. Da. Clara. Clara, vino leacă până la dulap. Bau. Da, Clara. Zi, băi, albăstrelule, care-i treaba? Am făcut o față. Clara! Putem, nu înțeleg de unde vorbește, mă, are și trompeta mare, vorbește și tare. Fata asta! Nu mai cos! Gata, că o să mărați pe petușcană! Și nu mai primim acadele, dacă o supără pe Clara, nu mai primim acadele! Ia gata, strângeți-vă toți aici în fața mea! Cine te vrea, că oricum ești pleaclu pentru mine? What? Ia mai dași tu, petișcadu, că aici suntem la tăcadele! Ia tăceți amândoi, copii! Treceți aici, bebelușilor! Cu părul negru. What? Treceți aici, bebelușo! Unde ești? Petișcadu! Unde ești, bebelușo? Clara, ca mai mult clăier ca tine. Bebelușo, vino aici, că ești pedepsită. Treci încoace. Clara, că tu nu mă lați, dormi în casa tata. Dacă nu mă lați, eu nu mai vin. Nu, lasă poate să doarmă cu peștii. Spune, Clara, spune. Vreau să facem împărțeala. Fiecare să meargă în camera lui și să doarmă. Și ne vedem dimineață, să vedem dacă este casa confortabilă. Toată lumea să se pună în pat. Oh, da, parcă se noptează. Eu mă duc repede să mă pun în pat. Am două paturi, mă bag în dulap. Noapte bună, toată lumea. Noapte bună, mă bag în dulap. Noapte bună. Te văd cum te-ai dus în slum, Alin și Domi. Noapte bună, eu mă ascund în dulap. Noapte bună. Ești sub Malin și Domn, eu știu unde ești. Că nu pot să dorm aici, dulapul ăsta este inconfortabil. Eu vine să cresc aici, mă duc să văd ce fac restul. Doarme? Aoleo, că a dispărut, nu știu ce s-a întâmplat. Doamne ferește, cred că nu m-am trezit bine. Bună, Clara. 7.000 de oi, 20.000 de oi, 10.000 de oi. Clara, e săptămâna bună? Prea înghețată. Aoleu, nu mă știe, mă duc sus. Ia uite, mă, aici, mă, toți ăștia ce dorm, bagă somnul și-o da somn deloc. Ce zboruie? Ce zboruie, purcelu? Zboruie! Zici că e un mic pe grătar! Zboruie purcelu! Dar care dintre purcei zboruie? Mamă, ăsta zboruie! Ăsta nu prea! Dar ăsta? Mai zboruie? Nu-i mai aud, gata, mă, cred că m-a auzit, plec de aici! Ce noapte e afară! Mă mai duc și mai încerc, mă pun iar în dulap, mă mai pun o dură, poate reușesc și eu să dorm. Parcă mă ia somnul. Mă duc în dulap înapoi. Niam. Ce m-ai trezit, bă, așa, bă, urâtule, maimuțoiule, m-ai trezit, dormeam când mi-a lăsat somnul mai dulce. Ora mesei, Clara, te-ai trezit, mamă. Ora mesei, așa spune. Bună dimineața, cum ai dormit? Eu foarte bine, m-am trezit mai devreme și v-am făcut micul dejun. Micul dejun? Ia, mă bag, și eu vreau să mănânc.
Păi și da, mai să văd în ce mai. Da, nu mi-l arată la al Clarei, ăla-i totul Clarei. Nu este toată lumea, a bătea. Bă, da, dar a furat tot. A furat tot bebelușa de probă. Păi și restul ce mâncă? Mai dă-te ceva, dă-ți-ne și nouă ceva să mă gândă. Ah, tort, l-a prins, l-a mâncat. Bebelușilor, nu mai mâncă așa mâncă, trebuie să mâncăm și noi. A luat tot, uite. Bebelușa asta, dă și mie să mânc. Da. Bravo, îți dau bomboane și cadele, ia-le. Mersi. Mersi. Wow, ce puneți bomboane. Ce da, dă și mie, dă și mie. Pentru că tu... Dă niște pâine să mânc, bă. Nu poți să ții când ai mâncat deja tortul Clarei. Ții gândul de la mâncare. Așa o ură de tort și nu mai dai pâine. Eu n-am mâncat nimic. Ia pâine. Așa. Așa și niște ouă. Mersi. Eu n-am mâncat nimic. Ia. Eu n-am mâncat nimic. Uite, Clara, și tu aici. Eu și mănânc o pâine. Mulțumesc. Plăcere! Bravo! Super! Deci care e părerea voastră? Cum Clare, a fost prima noapte? Mâncarea. Cum a fost prima Clare, noapte? V-a plăcut? Da! Credeți că o să avem o familie reușită? Da! Da! Dormân! A fost bine, Dulap! A fost mai nașpa la început, dar după aceea m-am obișnuit. Am dormit dus, până a venit urâtul ăsta și m-a trezit. În dulap? Nu trebuia să dormi în pat? Păi da, dar mie îmi place să dorm în dulap. Am înțeles. Abia aștept să văd cum o să fie cea de-a doua noapte. De ce te-ai culcat în dulap? Și eu! Oh, mă duc afară să mă joc! Cine vine la joacă? Cine vine la joacă? Haideți la joacă! Hai la joacă! La joacă! Joacă!